A devenit deja tradiție la români ca sărbătorile să însemne exces de alimente și de băutură, iar acest Paște nu a fost pentru prahoveni o excepție. Au mâncat și mai ales au băut până ce a fost nevoie de intervenția medicilor. După înviere, numărul unic de urgență 112 a fost apelat de cel puțin 300 de prahoveni care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii de pe ambulanță au avut mult de furcă, mai ales cu cei care au băut în exces, fiind agresați verbal mai mult ca niciodată. Alcoolul ne-a produs mari nemulțumiri datorită faptului că a crescut numărul de afecțiuni psihice decompensate și foarte multe solicitări pentru agresiuni, fie în mediul casnic, fie în locuri publice. În afară de agresiuni verbale, nu, dar și acestea constituie un obicei din partea celor care solicită sprijinul. Nu știu cum cred că cineva, când este agresat verbal, poate să fie calm, poate să-și desfășoare activitatea în bune condiții și să aștepte din partea celui care este agresat verbal cele mai bune servicii. Lucrurile au fost cu mult mai grave la spitalul de urgență din Ploiești. Aici unii pătrecărăți nu s-au oprit doar la agresa verbal personalul medical, ci au recurs și la violențe. Un pacient care în cabinetul de consultații a agresat medicul și personalul medical, fiind necesară chemarea poliției. Foarte mulți cardiaci, diabetici, dar și băutori de meserie au petrecut Paștele pe patul de spital. Majoritatea au acuzat probleme cardiace, în special urgențele care au și necesitat internare, secția de cardiologie, din acest punct de vedere, fiind cea mai solicitată. A existat un număr foarte mare de persoane aflate sub influența alcoolului, acuzând diverse agresiuni, fie căderi de la același nivel, care au necesitat explorări și îngrijiri medicale. Iar ca situații deosebite, am avut o persoană în vârstă aflată sub influența băuturilor alcoolice care a venit cu hipotermie severă, respectiv 26 de grade, în noaptea de înviere, deoarece a dormit în ploaie. Ați petrecut în spital? Da. Asta e situația. Nu te întreabă boala când vine. Aglomerație mare, văd. Este, da. Chiar de Paște. Ce ați făcut? N-am fost atente și am intrat în apă clocotită. Am petrecut în spital, da. Din păcate. Da. La serviciul de ambulanță Prahova, într-o zi obișnuită, se primesc în medie 150 de apeluri. În cele două zile de sărbătoare, numărul lor aproape că s-a triplat. La spital au ajuns de urgență aproximativ 280 de persoane.